Incredibil ce am găsit aici, băieți. Au gratinul pe ceva chiar foarte mișto, sintetice. Salutare, băieți și fete, și bine am găsit la un nou videoclip special pentru 100 de abonați. Astăzi vom face cele mai bune turnuri de fotbal din București, să vedeți unde puteți să jucați gratis și fără bani, fără nici măcar un leu. Dacă v-ați săturat să jucați fotbal pe niște terenuri în tartan, foarte proaste, soluția este chiar aici. Dar înainte de toate, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru clipul activat. M-ar ajuta foarte, foarte mult să lăsați un comentariu cu opinia voastră și fără alte introduceri, hai să-i dăm drumul chiar în videoclip. Dintre multe terenuri din București, pe lângă cele din școli, unde puteți să jucați gratis, mai găsiți și în parcul tineretului chiar, câteva chiar foarte mișto, sintetice, cu o calitate net superioară. Ceea ce o să vă arăt o să fie foarte tare, am mai filmat și pe acolo. Mama, Cristian! Incredibil ce am găsit aici, băieți. O casă abandonată în parcul, cum se filmau aici la montaj. Ce filme aici, băieți! Mi-a plăcut. Și pe lângă asta au porți de metal, au gratii, nu poate intre orice copil acolo. Mai are linii trase albe, dacă vă vine să credeți, pe gazon. De fapt, sunt mai multe tipuri de terenuri. Mai sunt două cu porți mici, vreo patru cu porți mari. Sunt și de basket, o să vedeți. Vă las câteva cadre cinematic. Altundeva în afară de tineretului, mai puteți să jucați la școala Mircea Eliade. Este chiar un teren foarte mare, de mărimi naturale. Mărimea terenului de fotbal este una standard, pe care e chiar un teren real acolo. Și dacă nu mai știu, puteți să jucați gratis și chiar dacă sunteți elevi, chiar dacă nu de acolo. Scuzați-mi vocea, sunt puțin răcit. Între timp m-am documentat și am văzut că terenurile de la Mircea Eliade sunt deschise doar într-o anumită perioadă. Mi se pare că vara și în vacanțe, ceva de genul. Și doar cele mici pentru public. Iar cel mare, pentru că Mircea Eliade are mai multe terenuri, cel mare de mărimi standard este deschis numai elevilor de la Mircea Eliade. Bun, deci dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult, să vă abonați cu clopoțelul activat, să facem și noi măcar 1000 de abonați până în decembrie și să lăsați un comentariu cu opinia voastră, pentru că eu o să vă răspund până la urmă și chiar vreau să văd ce părere aveți despre videoclipurile mele. Și având în vedere că acest videoclip s-a terminat, vă las mai cu vorbe bune, ne vedem data viitoare, pa, pa!